Salutare tuturor și bine am găsit la nou video. Astăzi facem Photoshop. M-am gândit că e o idee bună, așa că hai să începem. Ok, deci avem această poză cu mine și poza aceasta cu Vasco. Deci o să le combinăm și o să iasă ceva foarte amuzant. Dacă vă place această idee, nu uitați să apăsați pe acel buton de like, pentru că am ajutat foarte mult. Hai să atingem și noi 1000 de like-uri pentru acest episod foarte epic și foarte mirobolant. Bun, hai să începem. Deci ăsta este Vasco Tătaru, toată lumea îl știe, bănuiesc, dacă nu. Mai bine. Ok, deci noi îi cropăm foarte frumos noi fața lui de moldovean. Hop, 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 hop. Ce păr ai în cap, băiat, băiete, băieți, așa. Bun, deci i-am copiat fața. Acum o să mergem aici, copy. Nu ne mai trebuie poza asta, pot să plec de aici. Venim, paste. Paste, oh, da, baby. Asta e Vasco Tătaru, bun. Ok, deci asta e poza cu Vasco. Acum va trebui să o pun eu foarte frumos peste fața mea. Așa că Vasco vom fi una și aceeași persoană. Va trebui să-l rotesc puțin pe Vasco. Frumos. Hop. Așa. Să-l pun perfect, dacă mă înțelegeți. Trebuie să te rotez mai mult. Ok. Ia să vedem dacă îi dau așa. Nu. Bun. Hai să vedem. Eu zic că arată ok, adică totul e aliniat destul de bine. Nu, stai. Deci gura trebuie să fie aliniată, ochii la fel. Să fie practic aceeași poză. Oh, perfect, perfect. N-a ieșit. Zic că e foarte bine. Acum să-l ștergem noi puțin. Bun, ideea e că poza nu o să iasă foarte bine, pentru că, vedeți, aici în stânga eu sunt puțin mai neluminat, iar aici sunt foarte luminat. Nu știu ce treabă o să facă Photoshop-ul acum, pentru că practic o să lăsăm să facă el toată treaba. Boom. Interesant, dar cred că putem să facem câteva mici modificări de contrast. Ok, deci eu zic că arată binișor. Aici e o mică problemă, dar v-am zis, e din cauza luminii. Și aici bradul arată puțin dubios, pentru că așa e foarte colorat, aici e cu mult contrast. Dar nu prea am ce să-i facă. Dacă îi măresc contrastul să fie ca aici, o să fie, stați să vă arăt, o să fie gen o mare diferență. Deci și dacă șterg așa, vedeți, tot se vede. Cam adăugat contrast, deci îl vom lăsa așa. Eu zic că arată foarte bine, hai să mai facem încă o poză. Ok, deci am găsit poza asta cu mine în care lumina este puțin mai ok. Hai să vedem ce putem să facem și cu această poză. De data asta fața mea va fi la Vasco, nu invers. Ok, deci asta e fața mea, what the fuck, cum arată? Zici că sunt fantomă, dar e ok, stați liniștiți, o să o reparăm. Bun, deci trebuie să micșorăm puțin opacitatea. Și venim aici și începem să lucrăm. Ok, deci haideți să aliniem ochișorii. Ok, deci am aliniat ochii, trebuie să ochii frumos, aliniem și gura. Parcă trebuie mai multă rotație. Mamă, Vasco, dar zici că faci 360 cu capul! Cât de mult trebuie să învârt imaginea asta? Așa, deci facem puțin mai mare. Așa. Ideea e că la mine în clasă e lumină cu neoane și e super lumina rece, înțelegi? Înțelegeți? Deci fața mea este mai albă, iar fața lui Vasco e mai galbenă și nu știu ce treabă o să facă Photoshop-ul acum, dar sperăm că o să iasă bine și nu știu de ce am nasul de 10 ori mai mare decât al lui Vasco, adică uitați-vă și voi. Nasul lui Vasco și nasul meu, adică what the fuck. Dar e ok, adică eu zic că e destul de centrat. Bun, acum, pentru că eu sunt un gras și am fața mare, o să mai tăiem puțin din fața mea. Ok, hai să vedem. Așa. Ok, cred că am tăiat destul. Hai să mai tăiem puțin. Nu, cât am tăiat, frate. Tăiem așa ușurel. Ok, bun.
Eu zic că arată binișor acum. Hai să vedem. Deci, punem asta așa. Arată foarte, foarte bine. Bun, deci asta e poza finală. Vă place? Știu că nu așa o să arate. Doamne, ferește! Ok, deci auto blend layers, frumos. Ok. Ok. Pot să vă zic de acum că arată foarte dubios. Ok, deci din câte vedeți, fața a ieșit foarte bine, dar background-ul arată dubios rău. Așa că practic o să cropăm background-ul de tricoul lui Vasco. De fapt e tricoul meu, nu vedeți, e fața mea. Ok, deci acesta este produsul nostru final, poza originală și poza cu mine. Aha. Nu prea îmi place fruntea mea, adică nu știu, parcă n-am păr. Ceea ce nu prea îmi place. Ok, deci am adăugat și puțin păr. Oh, Doamne, arată groaznic, dar nu știu, zic că a ieșit destul de bine. Deci asta e prima poză cu... Nu pare deloc ca și cum ar fi o poză normală, dar e ok. Și asta e poza cu fața mea, nu știu ce să zic despre ele. Eu zic că a ieșit ok. Vă dați seama că pe episoadele viitoare o să mă perfecționez și o să iasă din ce în ce mai bine. Așa că în comentarii vreau să-mi lăsați acolo jos ce youtuber mai vreți să facem, să pun eu fața mea pe youtuberul respectiv. Da, hai să strângem 1000 de like-uri pentru acest episod foarte pic și foarte mirobolant. Eu am fost Gami și ne vedem data viitoare. Pa!